4 proiecte care vor schimba radical transportul public din Slatina, dar și încă 10 care vor contribui la creșterea calității vieții. Acestea sunt performanțele municipalității atunci când se face bilanțul accesării fondurilor europene la Slatina. Peste 100 de milioane de lei a atras administrația Moț prin proiectele depuse în ultimii ani și contractele de finanțare semnate. În bugetul de anul acesta se regăsesc sumele necesare cofinanțării lor. Partea de cofinanțare totală a proiectelor cu fonduri europene în anul 2020 este de 6.383.000 de lei asigurați integral prin acest proiect de buget. Străzile Văilor și Bintilă Vodă vor fi modernizate în totalitate cu fonduri europene pentru a se facilita astfel accesul autobuzelor și către zonele de la marginea orașului. Avem modernizarea străzilor pe care circulă transportul public și dezvoltarea infrastructurii pietonale în municipiul Slatina. Aici sunt cele două străzi, Bintilă Vodă și Văilor. Străzi mari, străzi cu trafic destul de greu și cu o valoare destul de mare, 8 milioane de lei. Și m-am bucurat foarte mult că am reușit să le includem în fonduri europene. Mobilitatea urbană este un alt capitol important în dezvoltarea unui oraș. În acest sens, primăria Slatina a gândit și a accesat mai multe proiecte ambițioase. De la amenajarea pistelor pentru bicicliști la achiziționarea de biciclete electrice, sistemele de plată electronice pentru cetățeni și înlocuirea sistemului de semaforizare, toate vor fi în mod sigur implementate în Slatina. Apoi mai avem sistemul integrat de plată a serviciilor comunitare, inclusiv transportul public, realizarea infrastructură pentru biciclete, componente biciclete și vehicule electrice, sistem integrat de management al traficului și mobilității urbane și impunerea regulilor de siguranță. Aici sunt toate semaforizările din intersecții. Internet gratuit în locurile publice, stații de încărcare pentru vehiculele electrice, dar și o strategie de gestionare eficientă a locurilor de parcare sunt alte proiecte care vor alinia Slatina cu marile orașe europene, la capitolele mobilitate urbană și tehnologii de ultimă generație pentru cetățeni. Wi-Fi for You, proiect de simplificare a procedurilor și introducere de instrumente electronice pentru cetățenii municipiului Slatina, Park for Sun, e-încărcare, proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică în municipiul Slatina. La acestea se adaugă un proiect în valoare de aproape 8 milioane de lei, care presupune refacerea corpului principal de clădire de la Liceul Economic.